Dragi telespectatori, a fost aici la Bacău un eveniment deosebit, un eveniment care încă rezonează în sufletele noastre, Art by Fuego, artă pentru suflet. Lângă noi este maestrul Jord Kerești. Domnule compozitor, întotdeauna l-ați însoțit și cu sufletul și cu gândul și cu fapta, cum se spune, pe Paul Surgiu, pe Fuego. Da, mă bucur că Paul m-a luat în proiectul lui și primăvara am colindat toată Moldova, chiar și în Chișinău am fost. Și este o bucurie și o satisfacție că după zeci de ani particip și eu în direct la concerte, pentru că toată viața mea am stat în spatele pupitrului de sunet și niciodată n-am cunoscut viața unui artist cum este în concerte. Și o altă bucurie că după ne-am întâlnit cu Eugen aici în Bacău, care este o surpriză, nu știam că te găsesc aici, Eugen. Suntem vechi prieteni și sper că o să mai colaborăm. Fără discuție că întâlnirea este mai mult decât o întâlnire de suflet, ca să rămânem în aceiași parametri vis-a-vis de acest eveniment. Am aflat lucruri interesante, faptul că urmează să lansați împreună cu marele nostru artist, cu Fuego, un artist complex, zic eu, pentru că a fost nu doar muzică, a fost și poezie, au fost și artele prezente, pictura lui Paul. Despre noutățile muzicale o să vă rog să ne povestiți. Da. Este al doilea album care fac cu Paul. Ne-am întâlnit după 25 de ani. Eu l-am lansat și sunt foarte bucuros și mândru și sunt și în același timp bucuros în al doilea rând, pentru că Paul este singurul interpret care recunoaște că datorită mie s-a lansat și l-am ajutat la începutul carierei lui. Acum facem al doilea album, care va fi un album special, un fel de musical, piese sentimentale, poezii frumoase, unde o să am și piese de orchestră cântate la pian și va fi un CD aparte care nu s-a mai scris în România. Iată, dragi telespectatori, momente emoționante, momente care întotdeauna au fost create de Paul Surgiu, Fuego, pentru publicul băcăuan de această dată. Artă pentru suflet, un proiect la care maestrul întotdeauna a venit cu o coloană sonoră deosebită. Am văzut că ați întreținut atmosfera cu o muzică ambientală și o să vă rog să ne spuneți ce piese ați interpretat în această seară. În această seară am interpretat o piesă, se numește Raze de Soare. Păcat că n-am avut timp ca să cânt și alte piese de succes care apară pe CD-ul al doilea lui Fuego. Vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să ne acordați acest interviu. Fără discuție ne vom mai întâlni cu dumneavoastră, pentru că Paul întotdeauna a ținut să fiți aproape și dintr-o asemenea colaborare nu ies decât lucruri extraordinare. Pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu, maestru Jord Kerești lângă noi, multă sănătate și vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.